Deși temperaturile continuă să se mențină în jurul valorilor de 4-5 grade, ceața persistă mai ales în prima parte a zilei și este însoțită chiar de burniță. La Giurgiu, peste zi, vremea se menține închisă, cu norări accentuate, iar la amiază temperaturile se vor situa în jurul valorii de cel mult 5 grade Celsius. După data de 13 ianuarie este estimată o scădere a temperaturii spre valori medii ale maximelor, în jurul a 0 grade Celsius și minime ce se vor situa între minus 6 și minus 4 grade, ceea ce reprezintă un regim termic normal pentru mijlocul lunii ianuarie. Probabilitatea de precipitații, mai ales ninsori slabe, va crește în intervalul 13-17 ianuarie. În restul teritoriului, nebulozitatea joasă și ceața asociată trecător cu burniță vor persista, așa că valorile termice vor fi mai scăzute. În aceste condiții, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 grad și 0 grade în estul Transilvaniei și în zonele cu ceață persistentă și 12-13 grade Celsius în Oltenia, Muntenia și Banat.